Artă pe hartă. Podcastul artistului român. Salutare tuturor, eu sunt Emil Rengle și doar ce am ajuns la muze... suntem în emisiunea... Suntem în emisiunea Artă pe hartă. În emisiunea podcast. Deci a dat-o mai bine decât noi. Este cu oricum nou mai pentru mine să fac podcasturi, nu prea mai... Vloguri am făcut multe, podcasturi mai puține. Hai. Dar o să mă obișnuiesc, cred că... Te obișnuiești că ăsta este viitorul. Și acum apare o voce din aia de tanti din spate. La mai mare, nene, la mai mare. Salut și bine v-am găsit. Salut. Ce vrei de la noi? Ce vrei de la viața noastră? De cine ai invitat? În primul și primul rând v-am invitat să degustați apa Zen, care este alcalină și este oxigenată ușor și de aceea are un gust mai ciudat, dar e foarte bună pentru că are pH-ul ridicat și alcalinizează corpul. Bine, ești angajat. Gata, trimiteți pe toată lumea. Și în al doilea rând am venit pentru că m-ați chemat. Mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Stai că pe mine m-a spart. Noi ne-am chinuit până să vii tu să filmăm 3 intro-uri pentru primele 3 episoade din podcast și cred că am stat 20 de minute la fiecare. Am avut o criză din aia de răzit, știi? Când nu mai ieșea nimic. Nu știu dacă se poate numi un intro de succes, dar e un intro așa cum suntem și noi. E blană, e energic. Suntem la podcastul Hartă pe Artă. Altă pe dată. Bun, altă dată. Hai, filmăm altă dată, că nu ne iese azi. Bine, mersi frumos, a fost mă... Băi, mă mulțumesc frumos, dar am înțeles acum cum se face un podcast. Da, într-adevăr, nu e atât de greu. Un intro de podcast. Deci intro e cel mai greu. Eu m-au distorsionat. Am această problemă. 2-2. E ok, te au bine. E, bine, vedem ce se la sunet. Emil Rengle. 2-2. Dansator, coregraf, cântăreț. Vlogger. Vlogger, influencer, DJ. Nu știu, DJ? Și DJ. Am fost numit în toate felurile. Activist. Și solist. E și solist, corect? Activist? Da. Mai zic manager. Da, până la urmă ești dansator, trebuie să fii manager, impresar, stai, alege agent. Un top 3, un top 3 din toate astea. Eu îmi place să mă prezint ca fiind artist, pentru că acolo cumva... Make sense. Cu de toate. Da, exact. Știi, și oricum când zici că ești artist, oamenii sunt pe genul, e ăla nebun, e în lumea lui. E boem, lui. E... Da. Nu trebuie să-l înțelegi. Nu-l deranjăm. Ce-s Bacovia al dansului. Da, oricum, dansul este pe primul loc pentru mine, a fost și este momentul de față, arta prin care mă exprim, zic eu, cel mai sincer și mai autentic. Mereu am spus asta, de multe ori nu avem unde ajuns de multe cuvinte să ne exprimăm sentimentele, însă corpul nu poate să mintă. Nice. Cel mai sincer instrument. Da, corect. Uite, mă duc într-o zonă greșită, dar și la partea de detector de minciuni, tot pe corp și pe gestică se tranșează lucrurile. Într-adevăr, e foarte sincer corpul. Corpul și nu poți controla. Da. Și mai ales când ai spasme din alea musculare, știi? Exact, și de multe ori, dacă ești un pic atent, așa am auzit. Poți să ai niște emoții sau sentimente, de exemplu, nu știu, simți un sentiment, cum ai, uite, nu găsesc cuvântul, care nu e fericire, dar e pe acolo și nu are un cuvânt. Nu știu dacă ești în extaz, în fericit. Cum e ea, arată-ne ceva. Joacă un copac. Un copac? Mamă, cred că mai băgă de la extaz cuvântul. La copac, a fost așa, greu. Deci cred că avem cuvântul, dar dacă îl zic, vreau să particip la giveaway. E Gregor? Okay, bine. Deci ce? Stai puțin că te-am pierdut. Despre ce vorbim? Vorbeai despre un cuvânt. Extaz, ceva care... feric. Eu n-am auzit chestii. De cuvântul Egregor. Mă faci să fac asta. Stai așa, fii atent ce înseamnă să avem tehnologie. Grigore, că cine? Că n-aș ști să ofer o definiție absolut exactă. Eu aici exact. Te-am pierdut pe tine. Fii atent că de marfă. Doamne, ce spamuri mi-apare aici. Stai un pic, nu. Deci, până la urmă, efectiv, despre ce vorba în acest podcast? Până găsește Răzvan, deci ești un artist controversat? Păi așa ar spune lumea, așa m-ar descrie lumea, pentru că am ales și am decis să mă exprim fără bariere. Să schimbi, cred că ai decis să lupți în a schimba mentalități. Și în România chestia asta este foarte nouă și atunci imediat treci în partea asta de artist controversat. Putem spune și așa, dar... Sincer, nu aș spune că am decis să lupt. Mai mult a fost o decizie de a nu mai lupta, să nu fiu ceea ce nu sunt. Mm-hmm. Și să accept ceea ce sunt și să arăt asta. Ok, să exprim. Și atunci, să... da, pentru foarte multă lume care încă trăiește în frică sau în frica judecății altora, asta poate să, da, într-adevăr, să reprezinte pentru ei un act de curaj. Și chiar este, de fapt.
Dar eu mereu asta spun și asta propovățuiesc peste tot unde mă duc. Bă, fiți voi. Foarte bine, foarte bine, da. E o viață aveți și să... mi-e mișto să trăiești pentru tine, nu pentru alții. Să și vedeți ce face Emil, intrați pe Instagram. Rengle.now. Da, e cum punct acolo. Rengle.now. E Gregorul. Așa. Băi, chiar aș vrea să intrați pe Instagram. Și de ce? Pentru că îmi scade Instagram-ul. Anul acesta este primul an în care îmi scade Instagram-ul. Ce ai făcut? Nu știu. Sau ce n-ai făcut? Stai. Nu știu, e un fenomen oricum. Dacă tot deschidem subiectul social media, apar foarte multe aplicații, lumea se mută pe TikTok. Pe TikTok cresc foarte mult. E, oricum, lumea după aia se întoarce de pe TikTok. Da, în momentul de față chiar da. Că doar ce am înțeles că s-a decis că se va închide în America TikTok. Da, implicit peste. Deci e un, eu cred doar că trebuie să fii mereu deschis către tot ce apare nou, să ții pasul și... Ok, rengle.now pe Instagram, pe Facebook? Emil Rengle. Pe TikTok? Emil.rengle. Pe Twitter? Twitter? Sorry. Și acum pe Tinder. Mai sunt pe niște aplicații. Pe Twitter, tot cu Rengle. Oriunde căutați Rengle, mă găsiți. Căutați Rengle imediat, search pe Google. Deci și dacă mă ieșim de multe ori Rengle, mie, drăcia asta, o să-mi bagi numai reclame la Jeep Rengle. Așa zice Grigore. Deci ne-am tenit aici ca să discutăm despre Gregor. Egregorul este un concept ocult ce reprezintă o entitate nefizică ce ascende dintr-un colectiv, dintr-un grup mai mare. Adică energia grupului. E practic, da, o energie a unui cult. Al unui grup de oameni. Da, este o entitate vie activă, bla bla bla, spiritual, omram, Ivanhoe. Ok, sunt foarte multe definiții. Aparent, Gregor nu există în Dex. Eu am crezut că e un cuvânt din Dex. Gregor. Îmi place mult. Știi, Răzvan, eu mereu cred asta, că în momentul în care un artist performează pe scenă, se naște o energie, de fapt, între public și artist și cred că acea entitate, energie, mm-hmm. e Gregor. L-am găsit. Ai explicat exact ce am găsit aici. Vine din greaca antică, evident, sau antică, și înseamnă conștient. Aware. Awareness. Da. Oh, deci avem bine, cuvânt pentru awareness în română, e Gregor. Bine, nu e. Da, foarte înseamnă aware, cum ar fi mai bine tradus? Conștient. Prezent, conștient. Nu știu. O să conștient, facem asta. Zice, okay. Conștient, aware. Cine dă cea mai bună definiție pentru Gregor, câștigă cine a adus pentru giveaway. Asta e giveaway-ul. Bun, bam, perfect. Uite, bun, uite cum perfect, s-a cum se leagă. Ce frumos. Și Emil a venit cu un giveaway pe bune, adică... Deci chiar am venit cu un giveaway pe bune, înainte să ajung la voi, m-am gândit, bă, ce aș vrea eu să fac cadou unui alt suflet drag mie care va câștiga acest concurs? Frate, sunt foarte custom. Deci, fii atent, aceste role cu patru roți sunt acele role originale, cum s-au inventat, ale. Și m-am dat cu ele o singură dată, pentru că, de fapt, nu e atât de ușor să te dai pe ele, precum credeam eu, credeam că e mai ușor pe astea. E mai greu pe astea decât pe alea care sunt pe o linie. Da. Și le-am ținut, dacă vă uitați un pic, într-adevăr, la YouTube-ul meu, pe canalul meu de YouTube, la vloguri, în toate vlogurile pe care le-am filmat la mine în apartament, e în spate, în background, a făcut parte din scenografie. Deci acum mă simt prost, e foarte de suflet ce oferă. E de suflet, m-am uitat în apartament, am giveaway, la un om, ce vreau să-i fac pe plac. I-am văzut, i-am luat, aici sunt. Doamne, deci mie că n-am venit cu dulapul, îți dai seama? Deci, egregor, definiție... Role. Frumoase, purtate, nu foarte mult, sunt chiar... O singură dată. A, o dată? Dată? Da. Sunt noi, în parcul Herăstrău am încercat... Trebuie să zicem și mărimea? Bă, nouă. Dacă... Nu? Da, dar ce înseamnă? Sau șase. 9, 39, okay. Cred că. Eu oricum port 40-41. Da. Crezi că astea sunt 39? Sunt 39, 39 jumate. Cam așa. Da, pe acolo. Îi faceți acolo, cadou dacă... Faceți cadou... Îi pun aici în spate, dar nu fug oricum. Stați așa, până... 40. Avem un pic aici, dă și un autograf pe ele, ca să fie original. Frumos! Cred că trebuie să complicăm regulile de înscriere. O să ne mai gândim. Și fac și o inimioară. Nu, trebuie să găsim, trebuie să dați o definiție a cuvântului, care nu există pe internet, evident, să veniți voi cu o definiție. Hai să definim cuvântul, dacă tot nu există o definiție clară. Ce mișto și facem și un lucru bun. Da. Venim și după mergem ajutorul... la Academia Română. Și zicem, bă, oameni buni, mai știți mai cu Egregorul. Că tot zici de Academia Română, am înțeles că voi cam cu asta vă ocupați, nu? Mergeți și luptați pentru niște drepturi ale noastre.
Da. Culmea, s-ar putea să ajungi și la Academia Română pentru asta. Academia Română e implicată în general în proiecte culturale, mai tacit, mai de la distanță, dar e. Asociația Muze în momentul de față s-a adresat mai multor entități care ar trebui să sprijine artele. O să încep cu cea mai puțin, să zicem, populară pentru artiști, Ministerul Muncii, de ce zic mai puțin populară. Noi plătim niște taxe, niște contribuții sociale, niște impozite către stat. Ceea ce e absolut firesc și e absolut normal. Știi să ce taxe plătești? Stai, Emil. În afară de TVA? Nu. Bun, plătești mai multe chestii. Pe lângă un impozit, da, venit, da, plătești niște contribuții sociale. Adică CSE, sănătate, șomaj. Da, ok, m-am gândit la asta. Da, astea sunt. Ah, ok, bun. Așa. Problema mare... Deci același sunt și la persoana fizică ca și la firmă. Exact. Exact. Doar că la firmă sunt mai mici și atunci mulți artiști, ca tine de altfel din ce înțeleg, optează să încaseze prin firmă. De ce? Că sunt contribuțiile mai mici. În mod firesc ar trebui ca artistul, care e un liber profesionist, să beneficieze de niște scutiri de taxe. De ce? Pentru că nu beneficiază nici de pensii, nici de șomaj. Și s-a văzut acum în pandemie. Da. Adică deci în pandemie a trebuit să obținem de la Ministerul Culturii niște indemnizații pentru artiști, pentru că altfel nu primeau nimic de la stat. Și nu prea e fair play, că știi foarte bine cât se duce totuși prin ANAF și declarațiile anuale și așa mai departe la stat. Sunt niște sume. Deci aici, doar ca să înțeleg 100%, vorbim de artiștii care semnează contracte pe drepturi de autor. Nu neapărat. Și drepturile și de autor sunt impozitate, dar pentru orice sursă de venit e problema asta. Da. Ok. Deci, efectiv, dacă, să zicem, dansatorii mei nu au firmă, da, și semnează un orice contract, ei plătesc aceste 41% taxe. 41% zboară la stat. Ceea ce, iarăși, nu vreau să descurajăm. N-ar fi o problemă, dar să se facă ceva de banii. Asta înseamnă că dacă să putem la să, da, 40 de ani intru în șomaj, din orice motiv, trebuie să primească înapoi să ceva. Poți să te și pensionezi. Dacă ești la pensie, trebuie să primească înapoi ceva. Nu se inventez contracte de muncă de acum 20 de ani, cum face toată lumea, da, că românul se descurcă. Asta e instituția mai puțin populară cu care va trebui să avem un dialog și să soluționăm. Ori nu mai plătim, ori plătim, dar primim și noi înapoi. Da, ceva, pensie și omagii. În mare parte ce înțeleg eu și am înțeles înainte să mă așez aici la voi pe scaun și să vin la voi, este că, de fapt, pentru ceea ce luptați voi și înaintați, este să intrăm într-o normalitate. Mai avem mult până acolo. Asta e scopul vostru, da, și de asta și simt atât de mult că vreau să fiu alături de voi, să fiu aici în folos. Trebuie să facem niște pași. Exact. Să începem undeva. Exact. Uite, SAG-ul despre care vorbeați până să începem din state e înființat când? În 1933. Mi-a zis Elena mai devreme. Mai avem un pic de recuperat. Noi ne-am apucat ieri. Adică o să avem mult până la normalitate. Da. Ok, nu o să ne ia 100 de ani, că am văzut cum se face, dar o să ne ia niște ani. Da, acum cel puțin avem, știm unde să ne uităm și unde să ne documentăm. Tu ești foarte la curent cu ce se întâmplă în state, ai și fost acolo. Ce crezi că lipsește la noi, din punctul ăsta de vedere, ca să facem o schimbare? Ok, o să las la o parte răspunsul cu foarte multe și o să mă duc pe vibe-ul vostru, care, by the way, îmi place foarte mult că pentru a face schimbări, în primul rând, trebuie să ai o atitudine pozitivă. Da, multe lucruri nu merg bine, da, multe lucruri nu se întâmplă. Hai să vin cu soluții. Dar exact, oamenii, adică, știi, majoritatea se plâng, se ceartă, dar nu fac pași. Și asta faceți voi și apreciez maxim și vă mulțumesc în numele tuturor artiștilor pentru care faceți. Și noi să-ți mulțumim și toți artiștii să-ți mulțumească, fiindcă știm sigur că o să ne vii alături. 100%. Tu ești în general foarte activist. Și da, trebuie să înțelegem că nu se poate face chestia asta, adică nu putem să facem noi singuri chestia asta. Și exact asta vreau să zic. Lăsând la o parte răspunsul, bă, foarte multe lucruri nu merg bine, răspunsul meu ar fi, în primul și primul rând, trebuie să creăm un grup, trebuie să nu mai existăm unul în stânga, unul în dreapta și unul în al cincilea rând. Exact. Hai să venim toți, să ne adunăm la un loc și să facem asta împreună. Asta e primul pas și cel mai important. Trebuie să generăm acea coeziune, ca apoi să ajungem la egregor. O să mai zic asta de vreo 5 ori. Îmi completez răspunsul de mai devreme, că azi de Ministerul Muncii. Da, asta o să rămână. Numele episodului egregor. Podcast este egregor, da. Iarăși, va trebui să relaționăm foarte mult cu Ministerul Culturii. Ministerul Culturii e, evident, cel mai apropiat de industria artistică, de zona de cultură și ne poate susține din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, Ministerul Culturii acordă niște granturi, niște sume pentru diverse proiecte. Deci, din start, dacă un artist dorește să muncească mai mult, să contribuie cu ceva mai mult la ce se întâmplă în țara asta, știe că poate beneficia de sprijinul unui minister. Pentru asta trebuie să fim acolo, să stabilim sau să vedem care sunt condițiile de a aplica pentru aceste finanțări, ce fel de programe se
lucrează, poate să sunt bune, poate noi nu. Despre ele, pentru că de exact. Fapt lipsa de educație și de cunoștințe e cea mai mare problemă. Fără nici inputul nostru în ce nu vor ști exact ce să creeze. Exact. Nici eu n-am știut. Asta e ideea, că de fapt noi începem să deschidem un subiect, dar nici noi nu știm încă. Și nu suntem informați, dar nu avem asta în educație și nu avem în educație la ce mă refer. Că vorbeam mai devreme de ce se întâmplă în afară. Păi acolo dacă toată lumea știe drepturile, mai mult sau mai puțin, dar mai mult, știi? Da. Și nu trăiesc în frica asta. Păi dacă știu că ăsta mi este dreptul, mă duc, fac proteste, ies în stradă, până se întâmplă ceva, știi? Uh-huh. Așa că informarea este foarte, foarte necesară. De-aia o avem în... Educație înseamnă knowledge is power. Da, educația exact. E foarte importantă și e necesară, pentru că într-adevăr noi nu ne știm drepturile. Uite, doar să dau un mic exemplu, eu am terminat o facultate de artiști, să zicem așa, facultatea de teatru film, secțiunea coreografie, unde după ce termini această facultate ieși de acolo artist, într-adevăr înveți foarte multe lucruri, îți cunoști corpul, tehnici și așa mai departe, dar habar nu ai să ce te faci vinzi, mai departe, habar da. Nu ai. Eu țin minte șocul pe care l-am avut când a trebuit să mă duc prima dată să-mi fac PFA-ul și m-am dus la un avocat să-mi explice ce am de făcut ca să pot și eu să încasez pentru serviciile, prestări servicii artistice, da. Nu, că mergeam și o să dansez, să coregrafiez și trebuia să facturez. Și țin minte și acum am avut ședința asta, întâlnirea asta de 20 de minute cu un avocat care să-mi explice ce înseamnă PFA și am ieșit plângând după facultate. Am ieșit plângând. Ce am făcut? Păi și am sunat un prieten și am zis nimic. Nu înțeleg nimic și plâng pentru că mi se pare că sunt un fraier care am ieșit în lume și nu știu ce trebuie să fac. It's not fair. Nu, aici e vina sistemului. E cel mai mare clișeu să zici vina sistemului. Dar sistemul în de față nu ne ajută. Noi ar trebui să avem un cadru pe care să-l înțelegem și ușor, ușor să ne se strecoare câte o informație. Foarte nice că te-ai apucat de dans, de teatru, de muzică, de nu știu, dar vezi că o să te lovești și de aia și de aia și de aia. Noi acum avem posibilitatea să explicăm asta pentru cine intră în industrie mâine. Sau pentru cine e deja în industrie și încă plânge acolo că trebuie să-și facă PFA. Adică n-a depășit momentul ăla. Sau pentru cine nu mai vrea să intre în industrie că a înțeles că... Da, exact, asta e motivul foarte greu, da. Nu știe. Pentru cine am dat un pic de depresie, că se mai întâmplă și asta, din păcate. Am primit mesaje în care, băi, mă bucur foarte mult că ați făcut asociația asta, eu am ieșit din industrie pentru că nu mai suportam lupta asta continuă între... Am cunoaște drepturile, a fi cineva care să-mi explice ce fel de contracte să semnez, cum să plătesc TVA-ul, știi? Lipsa asta de informație apare pe două căi de obicei. Odată e comoditate și o recunosc. Și asta, o recunosc ca om care e industrie de, nu știu, sunt bătrân, 20 de ani. Toți am fost comozi și nu ne-am chinuit foarte mult să ne înțelegem drepturile sau mai ales să luptăm pentru ele. Doi, este și dezinformare. Uh-huh. Pentru că evident că există mereu alte părți interesate de faptul că noi suntem comozi și zic ok, lasă ei să stai acolo, noi conturăm industria pentru ei. Uite că avem în sfârșit posibilitatea să ne conturăm noi industria, că e industria artistică, da? Deci e artistului. Și uite, apropo de asta, avem niște tool-uri, că nu trebuie să ieșim în stradă, ăsta e norocul nostru, ne mai ajută niște entități care sunt foarte puternice. Și în general artistul se naște anarhist așa și împotriva sistemului. Eu aveam nickname pe Yahoo la 14 ani, antisocial, adică ce vorbim? Dar din extrema cealaltă zic că avem niște tool-uri. De exemplu, acum lansăm o campanie de informare cu privire la contractele de cesiune. Uh-huh. Contractele de cesiune sunt foarte frecvente și, în general, păgubesc pe artist de niște drepturi. Drepturi pe care și le cunoaște și pentru care cred că nu mai are chef să lupte, că deja e prea veche povestea exact. Asta. De data asta ne susține Orda, care e Guvernul României și alături de noi în campania asta și explică că, ok, textul ăsta pe care îl lansăm e valid. Noi suntem Orda, noi știm legea 8 și suntem de acord că așa trebuie să fie. La producător ajunge să existe drepturile pentru, la utilizator drepturile pentru și artistul trebuie să-și păstreze drepturile pentru. În general, la artist, drepturile astea înseamnă bani. E o sursă de venit. Deci e un subiect important. Bun, având în vedere că sunt convins că voi ați vorbit în fiecare episod despre legea 8 și exact ce ai deschis acum, dar având în vedere că l-am deschis acum și o să vină toți artiștii au avut probleme cu chestia asta. Hai, explicați-mi un pic și mie și nouă. Sigur. Platformei mele, ce înseamnă de fapt? Adică, exact asta ce spuneai tu, că e guvernul alături de voi, de noi. Oricum trebuie să explic, care două bețe în mână, adică... Spune-mi acum care este acea lege deci, și ce legea spune 8, legea. Legea 8. Ce spune legea 8, Răzvan? Spune-ne. Hai că te întreb mereu. Nu. Legea 8. Legea 8, pe 1996, mai exact legea dreptului de autor.
este o lege care reglementează în principiu tot ce se mișcă în industria artistică. E o lege care a început să fie scrisă în 1993, când au apărut deja primii colectori de drepturi de autor și a apărut termenul ăsta și în România. În legea 8 sunt foarte multe informații, din păcate nu privitor la ce înseamnă să fii artist și ar trebui definit, ci foarte mult privitor la cine e titular de drepturi. Deci se marșează foarte mult pe chestia asta. Adică, mi se explică în legea 8 foarte clar cum dobândesc drepturile tale sau cum îmi conserv drepturile mele. Dar mai ales cum dobândesc drepturile tale. Deci s-a încurajat foarte mult această cesiune. Adică nu e foarte friendly pentru artiști, din păcate, de fapt, această lege. Din păcate deloc. Și noi am fost, de-a lungul anilor, până să fim asociații, am fost niște indivizi din zona de artă, la tot fel de dezbateri, George, publice. Și acolo am auzit ceva, da. Acolo am observat ceva foarte, foarte neplăcut. Artiștii nu prea erau prezenți. Pe bună dreptate, erau sindicate de Horeca, de ce vrei tu, oameni care lucrează cu drepturi de autor, că plătesc pentru ce difuzează, în caz că pare ciudat, erau foarte bine reprezentați acolo și noi artiștii nu prea. Altă problemă, din nou, utilitatea unei asociații. Vorbim noi, exact, între noi toți, exact, artiștii, pe WhatsApp, pe Zoom, nici nu contează, propunem un text de lege, dacă toată lumea așa că e ok, un reprezentant de la noi se duce și vorbește pentru 500 și e valid. Exact, pentru asta e nevoie. De, bun, legea 8, legea 8 reglementează toate chestiile astea. Legea 8 reglementează cum funcționează organismele de gestiune colectivă. Deci cele care distribuie, care colectează și distribuie drepturi de autor. Iar subiect foarte de interes. Și legea 8 ar trebui să reglementeze, după părerea mea, nu o facem în de față, tot ce înseamnă artist. Cine este un artist? Cine este un interpret? Ce înseamnă, de față, de fapt, asta? Adică, exact. Nu e foarte clar. Și zic, nu e clar de ce. Băi, totuși, adică iartă-mă că te întrerup. Nu, dar mă gândesc la coregraf, actor de voce. Și nu există, nu există o descriere ce înseamnă coregraf. Dar nu există. Nu, uite, există. Nu, nu există. M-am uitat recent ce înseamnă? Pe COR, clasificarea ocupațiilor din România. Clasificarea ocupațiilor din România, COR. Este foarte funny să vezi ce scrie la actor. Dacă la muzician sunt vreo 20 de categorii, de la șef de orchestră până la ce vrei tu, la actor, o să caut, ai actor, sunt trei... artist de circ și păpușar. Asta există. Asta e tot ce e la actor. Da. Ah, ok. Mi se pare groaznic. Wow. Nu tu cascador, nu tu actor, adică, de voce, într-adevăr, nu comedian, nimic. Știi, gândul ăsta care îmi vine acum în timp ce îmi povestești este același ca al tuturor. Wow, știi, e posibil să fim în 2020 și se întâmplă asta? Da, și până la urmă ne întrebăm a cui este vină. Actor mânuitor de păpuși. Și ne gândim că dacă tot a mers atâta timp, ce să mă trezesc eu să fac o schimbare. Dar da, frate, da, știi, trebuie să ne trezim, să fim schimbarea. Și, până și la acum urmă, e momentul. Da, da, e momentul cel mai oportun, da, să facem o schimbare. Și vine întrebarea asta, până la urmă, cred că dacă n-a venit nimeni să schimbe lucrurile astea, este momentul să schimbăm noi, artiștii care știm și suntem loviți direct de aceste probleme. Dacă noi nu spunem oamenilor care sunt problemele, nici ei nu au de unde să știe. Știi? E un pic de 50-50 aici. Înainte să intrăm în live, vorbeam puțin de tot cu Răzvan despre subiectul actor de voce și cum acest lucru, adică cum în România nu se consideră a fi o meserie de tol, de fapt, nu, aproape. Dar nu ești artist. Nu e considerată categorie de artist. Nu există asta, da. Am plătit niște oameni să vină să tragă vocile, dar nu. Da, nu, erau pe stradă. Deci, basically, dacă faci un film mut... Iarăși, Charlie Chaplin... Ce, Charlie Chaplin e actor? Nu, că n-are replică. Păi... Și, gen, adică concluzia la care, adică ce voiam să spun cu asta, este că am uitat. Atât de știu ce vrei să zici cu asta. Știu ce vrei să zici, că tot acolo ne-am și întrerupt. Așa cum actorul de voce nu e bine definit, cum comediantul nu e bine definit, coregraful, mai e cineva care nu beneficiază de drepturi. Coregraful. 100% asta și faptul că noi, nici noi, artiștii, nu știm unii despre alții, în ce lume sunt, ce face la ce greutăți are, dar aminte omul care nu este exact, artist. Exact. Pentru care, probabil, ce vorbim noi poate să pară sci-fi, adică efectiv, what? Da. Ce drepturi, ce... Pare, dar e greu să înțeleagă că, într-adevăr... Prea ramificat. Da, exact. Știi, de obicei, un artist e așa catalogizat. Bă, dar tu ce muncești la un videoclip? Ce e atât de greu să muncești la un videoclip? Până când nu trăiești treaba asta, da, să fii pe set, adică e o muncă uriașă din toate punctele de vedere, emoțional, fizic. Hai să povestim despre asta, cred că e foarte interesant ca oamenii să știe. Și exact, trebuie să... Zic după aia, întreb foarte mult. Cumva, dacă tot avem ocazia asta și mă bucur că oferiți această platformă, mi-ar plăcea să
mă apropii mai mult de oameni și să-i fac să înțeleagă ceva ce n-au ocazia altfel când să o înțeleagă. Exact. Exact, exact. Uite, asta vreau să zic. Noi ne adresăm foarte mult artistului cu acest podcast. Încercăm să explicăm cum se văd lucrurile și din alte unghiuri, cum ar putea arăta o industrie normală, care ar fi normele la care am putea ajunge în sauan. Mai mult decât atât, vrem să implicăm și publicul. E foarte important, pentru că artistul face aceste demersuri acum tot pentru public, că publicul îi oferă sufletul și creația 100%. Lui. Și atunci publicul trebuie să fie și el alături. Trebuie să înțelegem că așa cum investim când și când în caritate, în general, în sănătate, de exemplu, putem să o facem și în zona de cultură. Fiindcă cultura e la baza educației, da? Mai ales pentru generațiile următoare. Și atunci dacă investim un pic în cultură, să investim nu înseamnă să nu înțeleagă cineva că cerem bani. Noi cerem bani foarte mulți acum ca să finanțăm acest podcast. Dar sincer, pe lângă donații, pe lângă a susține proiecte culturale, cele cu care rezonați efectiv, puteți să vă implicați cu un simplu share. Hai să vedem ce se întâmplă în lumea artistică. Hai să-i susțin. Cum e la un clip, de exemplu. E foarte important că ai zis asta pentru că, uite, noi am trecut de o perioadă dificilă, COVID, o perioadă în care am fost toți închiși și am citit un articol excelent. Nu mai știu exact de către care publicația a fost scris textul. Era din state, în care explica cât a fost de important faptul că există artiști pe planetă în această perioadă a COVID-ului, pentru că, de fapt, a nu intra în anxietate, în depresie, oamenii s-au refugiat în tot felul de filme, seriale. Cine n-a rupt Netflix în perioada asta? Exact, exact. Și noi nu mai gândim că, de fapt, aceasta este o industrie, că acolo lucrează niște oameni. Le luam de-a dreptul... Dar nu se știe ce este accesibil în spate. Da, nu se știe niciodată ce e în spate. Și atunci oamenii o iau, nice. Ce se întâmplă la un videoclip? De ce trebuie eu să plătesc cu un abonament să mă uit la filme? Exact, și asta la fel. Ce dumnește au bani ăsta artiști? Da, sunt vedete. Exact. Amazing. Încă o dată realizez în timp ce se întâmplă treaba asta că mă bucur foarte tare că se întâmplă. Da, este o necesitate și pentru artiști și pentru cei care nu sunt artiști. Hai să vorbim despre ce se întâmplă la un clip. Cred că e foarte important ca oamenii să înțeleagă care e munca din spate. Hai să vorbim din punct de vedere al unui coregraf. Adică chiar în backstage nu știi ce face un coregraf. Da, nu vezi. Adică artistul vezi, dansatorii vezi, dar nu vezi coregraful. De ce nu e numele coregrafului pus în clipuri? Nu știi nimic despre coregraf. Nu știi dacă coregraf e al lui, cine a făcut-o, cine a repetat. De ce nu e menționat astăzi? De ce nu e măcar menționat coregraful? Pentru că încă o chestiune care intră la lista, multe lucruri care nu sunt încă în regulă și care trebuie, okay. Și care trebuie să reglementați. Exact. Câte ore petreci tu? Să zicem că, uite, filmăm un videoclip pentru un artist care nu-și dorește ca tot clipul să fie cu parte de dans, își dorește doar pe refrenul piesei, aici încolo, cu 10 dansatori. Hai să zicem, când am zis 10 dansatori, să înțelegeți că e un clip cu buget mare. Da. Adică, s-a agitat aici. S-a agitat mult ca să plătești 10 dansatori. În primul și primul rând, rolul coregrafului este să înțeleagă conceptul. Deci, automat, el intră în această sferă creativă cu regizorul. Pentru că trebuie să înțeleagă exact ce vrea să exprime regizorul în acest videoclip, ca să știe ce mult de coregrafie va coregrafia pentru această piesă. După care primește piesa, o studiază foarte mult, instrumental, linie melodică, text, ce spune, care-i vibe-ul, ce vrea să exprime. După care are o discuție cu artistul, să înțeleagă ce vrea artistul să exprime prin coregrafia pe care o va dansa. După care, noi zicem, ok, și se intră în sala de dans. Nu, coregraful trece printr-o muncă uriașă și chinuitoare de a găsi dansatori. Frate, noi nu am vorbit niciodată. Vă știți cum este să stai de telefoane, să suni dansatori pe care îi cunoști de pe Instagram, de pe nu știu ce. Cred că Elena nu știe. Vorbim de audiții, nu vorbim, adică... Deci, ca să înțelegeți, nu se anunță că cineva scoate o piesă și vine coregraful și face o audiție să vadă cei mai buni dansatori. Nu. E pe cine cunoști, cine cum a mai apărut. Acolo, deci asta este într-adevăr acolo în spate, de care nu știe nimeni cum fac să apar și eu. Trebuie să te înțelegi cu coregraful. Bă, într-adevăr, din păcate, da. Trebuie să te înțelegi cu coregraful sau să-l cunoști, că altfel n-are să știe că există. Există, exact, da. În momentul de față, în România, asta e nivelul. Nu am de unde să știu. Dacă tu ești foarte bun și stai la Cluj și eu nu te-am văzut niciodată, n-am de unde să știu că tu existi. Nu am pus să te iau într-un videoclip. Corect. Deci trebuie cumva să te bagi în seamă. Exact. Să fii în atenția mea. Altfel nu am cum. Deci, bro, mi-am amintit ceva genial. Spune. Cred că e de acum, nu știu, mulți ani, când mai vreau să vorbesc ca un bătrân, dar e veche povestea. Okay. Nu știu dacă ți-amintești că la un dat te-am întrebat dacă vrei să te ocupi de coregrafie pentru un proiect cu 5 dansatoare. Da. Nu știi ce ai pierdut. Am lucrat cu alt coregraf, o să zic cu cine, cu Fric. Ok. L-am distrus pe săracul psihic.
Fiindcă pentru că azi avea repetiție. În sfârșit știa care sunt toate dansatoarele pe care le-am găsit foarte greu. Am dat telefoane, ne-a ajutat Adrian, ne-a ajutat toată lumea atunci. Același proces. Am sunat toată industria asta și am găsit 5 dansatoare. Noi vream backup la început. De unde? Ne-am apucat de treabă. A făcut Free coreografia foarte bine aranjată după echipă. Uh-huh. Adică știa cine ce face mai bine și ce elemente folosește. Le-a scos în evidență pe fiecare. Exact. Repetiția 1. Cele 5 fete. Repetiția 2, alte 3 fete. Repetiția 3, alte 2 fete. Repetiția... În continuu s-a schimbat dansatorile. Deci asta e o problemă. Să înțeleagă lumea de ce nu există chestia asta. Din punctul meu de vedere este că în România nu avem dansatorii nu au agenți, exact. Nu au manageri. Ah, am avut un orgasm, efectiv, când ai spus asta, pentru că yes, final. Cumva ajungem, adică mă bucur că am ajuns de aici ca să înțeleagă lumea. Uite, te întrerup doar pentru că acum 5 ani am avut o inițiativă de a deschide o agenție de dansatori pe care l-am și făcut și a și funcționat foarte bine, în sensul în care noi am colectat, deci a fost o agenție strict focusată pe dansatori și coreografi. Am pornit ca o agenție boutique, adică am fost undeva la 20 de dansatori semnați și scopul meu, ca fiind manager al acestei agenții, era să-i învârt pe ei în toate joburile pe care noi avem. Contract cu ProTV-ul, nu știu, balet la nu știu ce misiune, spectacole în diferite locuri și așa mai departe. Atunci m-am lovit de o chestiune foarte, nu știu, limitată, dar și aici nu vreau să jignesc pe nimeni, limitat până și pentru mine. Nu exista educație, oamenii nu înțelegeau, dansatorii în primul rând nu înțelegeau de ce trebuie să dau eu un procent ție, când eu pot direct să mă duc eu să fac treaba asta. Adică de ce? Da, corect. De ce trebuie să cotizez sau... Și bineînțeles că nu, adică cât timp nu există educație și o înțelegere asupra industriei, a faptului că stai angajat în spate, care sună, care fac sales, care încearcă să te vândă pe tine, care îți fac shooting-uri ca să arăți bine, care au grijă de imaginea ta. Astea sunt detalii. Astea sunt, exact, așa sunt privite, dar ca să înțelegi și ca să înțelegeți voi, de fapt, cei de acasă care ne ascultați, că problemele, efectiv, ajungem mereu la aceeași concluzie. Educația, hai să vorbim, de asta se întâmplă și acest podcast. E așa nevoie e, să vorbim așa despre lucruri. Până când nu vorbim, oamenii nu vor ști. Și nu jignim pe nimeni, e fire să vorbim despre problemele astea. Și nici măcar astea. Nu poți să-i judec pe acei dansatori. In the end, când am închis agenția, pentru că era foarte mult de lucru și nu eram eu pregătit încă, cumva m-am zis să fac asta la 40 de ani, nu acum. Eu încă vreau să mă bucur de viață. Dar e foarte multă energie pe care trebuie să o consumi. E foarte multă energie și nu poți să-i judec pe nimeni, niciunul, n-au de unde să știe, de la cine să știe. Da, noi că am fost în afară și știm cum este normal să fie și pentru noi este mult mai simplu, știi, de digerat este chestia simplu asta. Este simplu și e mai greu să te întorci și să... Să vrei să schimbi ceva, da, știu. Da, faci pași înapoi pentru că te dai seama aici încă e mult de educat întâi. Foarte mult, uite, cu asociația. Răzvan are foarte multă răbdare. Bine, pentru mine sunt foarte multe lucruri noi că... Nu am avut legătură cu partea asta de lege, de tehnică, să zic așa. Și am vorbit cu diferite persoane, trebuie să o spun și eu pe asta, picanterie, să le explic despre asociație. Mulți erau, bine, hai, deci ce vrei să-mi vinzi, deci cât costă, deci până la urmă faceți voi, de ce să fiu doar și eu aici? Doar trebuie să-i asta de din și un șampon și niște esențe deci de la mine. Eu nu mai pot, tocmai ce m-am întors în țară, nu am mai avut contact așa direct cu mentalitatea de la noi de foarte mulți mult ani. Timp, de ai vreo 7 ani, tu știi? Vreodată... Și să vin să îți prezint ceva care îți este benefic ție și mie și tuturor bravo, din industrie și tu aia să zici, băi, da... Când o să te sune pe tine vecinul tău din Ferentari, vreau să-ți fac un bine. Asta vreau să zic, asta da, e și din cauza mentalității, pentru că în afară există deja mentalitatea asta colectivă de a ne face bine unii la alții. La noi încă încă cumva există această gândire de trebuie să dau cu cotul în celălalt ca să reușesc. Da, da, și cu frică așa, mă, ce vrea de la mine, stai puțin. Cum să-i fac eu un bine altuia? Da, de asta nici nu vreau să-i judec, cum ai zis tu, știi? Băi, hai să nu mai judecăm, că până la urmă oamenii sunt obișnuiți să... Să fie fraieriți, da, să li se ia ceva tot timpul și să nu li se ofere altceva la schimb și atunci am zis, ok, bine, scepticismul ăsta care există, hai să mă obișnuiesc cu el, e, știi? E fundamentat pe o inerție. Încă
foarte lungă, mor, din păcate. Mor pe chestia asta. Vine, vorbește lumea, da, hai să facem, să facem, bine, ok, hai să facem chestia asta, să ne implicăm, vină mâine la ora 10, să facem, stai că nu m-am trezit. Miau. Stai că, da. Băi, exact, dar din nou nu poți să-l judești pentru că omul ăla e deja, artistul ăla din nou e deja sătul de tot ceea ce de struggle-ul ăsta. Și e un pic greu să înțeleagă că, de fapt, veniți cu o inițiativă fresh în care, într-adevăr, acum se întâmplă lucruri. Dar asta se întâmplă, dragi colegi artiști. Da, hai, numai. Call to action. Da, exact. Call to action, zic, acum când toată lumea face proteste, în toată lumea, adică... Acum e o perioadă foarte bună de transformări. Oportun pentru transformări. Era clar că chestia asta care ne-a închis în casă trebuia să vină și cu rezultat de trezire colectivă pe toate părțile și mă bucur că vine și pe se partea face, asta. Se face, da, exact. Trebuia, și până la urmă, dacă nu a fost făcută până acum, hai să o facem am noi, cei care sunt înviți, că am mai spus chestia asta. Dar... Cred că o să pățiți foarte multe chestii, Răzvan. Nu că le zicem că e funny evident, până la urmă și iarăși nu judecăm pe nimeni. O să nu aveți pentru fiecare episod ceva de povestit. Pentru că e un proces. Dar s-au întâmplat multe. Păi, pe scurt. Hai, nu, că pe asta mai o să uit, o zic pe asta. Oh, am zis ai și din ce să alegi. Mi-a plăcut foarte mult o replică care cred că e foarte reprezentativă așa pentru poporul nostru și sunt destul de patriot. Pornind de la faptul că nimeni sau aproape nimeni nu e învățat să-l sune colegul, colega care n-a vorbit de un an, de doi, de trei luni, habar n-am, să zică, băi, am o idee foarte mișto. Pentru că aici se declanșează o chestie. Bun, ce vrea de la mine? Deci unde mă combină, unde-i țeapa, unde-i contractul? Dăm contractul. Asta mai e și aia. Aha, deci, da, trebuie să plătim o taxă de înscriere, evident. Deci câți bani faceți voi? Ah, da... Mi-ai furat-o. Mi-ai furat-o. O să zic, o să zic că nu e niciun secret. Da. Deci o să zic că am avut exact discuția asta. Ajunsesem la 100 de membri. Ok. Dar nu e mult, nu e nici puțin, având în vedere că ăsta a fost un efort de câteva săptămâni, de hai să ne sunăm prieteni să leșem că am pus chestia asta în mișcare deja, da? Și am vorbit cu persoana 101, 2, habar n-am, care întreba cât e taxa de înscriere. Deja. Ei se gândeau asta e un MLM mișto. Da, pe asta zic, măcar dacă dai și noi paste, dințe, esențe, ceva, tigăi, ceva. Uite, role. Nu, ales mult mai... Nu, aia mai deja e de next level. În altă ligă. E next level, da. Deci, întrebarea era următoarea. Cât e taxa de înscriere? 500 de lei. Dacă ne raportăm la asociații de afară cum e SEAG, e nimic. E la alt nivel, se și câștigă altfel în industria acolo, e foarte justificat și am zis, ok, hai să facem ceva din care de bine de rost să mișcăm trei lucruri, să printăm niște hârtii. Cu 500 de lei nu facem mare lucru. Să facem un statut. Și asta e așa, e proiect de hă-hă. Pentru că cineva a întrebat cum, 500 de lei și cât suntem, 100? Pac, 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 50 de mii de lei. Pe loc l-a făcut. Stai să vezi, 50 de mii de lei pe an, că e taxa anuală 500 de lei. Pe an, imediat a făcut calculul. Păi ăștia, ții minte, 4.100 de lei pe lună. Hey, și eu atunci încercam să am aceeași revelație și așteptam continuare. Zic, așa, adică voi faceți 4.100 de lei pe lună. Și nu mi-ați făcut nimic. Care voi, nu, dar în primul rând știi, care voi, că asociația e constituită din toți membrii ei, dacă împărțim 4.100 la 100 e un pic ridicol, dar nu asta e discuția. Și am zis, man, noi de 4.100 de lei pe lună ar trebui ca fondator să găsim un plan prin care să plătim un sediu și niște angajați, un secretar, niște juriști, un șofer, să facem niște lucruri, da? Tu crezi că cu 400 de lei pe lună să mișcăm industria și o să mutăm munții mâine? The fuck, man? Da, în deci... același timp nu mă miră ce spui, știi? Adică noi... oricum nu mă mai miră nimic, dar... Apropo de replică, da, o să te toți lovești. Nu, da, eu nu mai pot încerca să mă reobișnuiesc cu gândirea asta, știi? O să vă loviți și cred că, again, exact cu ce am început acest podcast, trebuie și voi să vă concentrați pe acei oameni care înțeleg. Da, și să faci abstracție de aia care nu vor, pentru că aia oricum nu avem nevoie, adică fix... Just. Ei sunt acei oameni care n-au făcut nimic și nici nu o să facă. Imaginați că ne-am adresat unor oameni pe care știm de ani de zile și care suntem prieteni și știm că sunt din industria asta. Nici nu ne-am... Nu-ți imagina că am stat cu un afiș pe stradă? Hei, avem și noi asociație. Nu, și totuși am avut surprizele astea. De asta le și zic, nu știu, poate cu speranța că... După un telefon ăsta, cineva va avea... O să-și dea lumea seama exact de... Și... Hai să nu judecăm, o să-și dea lumea. Da, nu e o judecată. Nu. E o concluzie pe care a tras-o Răzvan și care este într-adevăr adânc înrădăcinată în mentalitatea noastră până și în a mea. De aia înțeleg și de aia pot să și dau răspunsul
să-ți dau acest răspuns, du-te mai departe, pentru că omul acela e în filmul ăla, acum nu ești tu responsabil să-l scoți. Da, bine, poate o să înțeleagă eventual. Poate da, o să înțeleagă eventual. Când o să vadă lumea schimbări și... Tu ai făcut invitația și de aici încolo ți-ai făcut meseria. De nu super ai nașpa că te simți aiurea, știi? Adică e ca și cum faci vreo ciudățenie și ai încercat totuși cu un prieten, adică mai ești și nașpa, adică te-ai dus la un prieten să-l combini pe el și hai să nu mai fim răi și să revenim la ce zicea Emil rău, de... Glumesc. Bun, revenind la platoul de filmare la platoul ca și de filmare, da. Bun, n-am ajuns la platoul de filmare, suntem la repetiție, ai făcut echipa, ai sunat, ai, ok, deci nu menuți de contează facturile de la telefon, dar tu ai făcut acest efort, ai sunat, ai organizat. După care stabilești repetițiile. Care sunt plătite? Repetițiile în România nu sunt plătite. Ce bine ai punctat. Nu știu cum. Și repetițiile cât durează? Fii atent. Deci tot tu ca și coreograf, în primul rând trebuie să închiriezi o sală de dans, nu? Că nu poți face repetiția pe stradă. Ui și tu pe prietenie. În sala de dans unde ar trebui să fie apă, ar trebui să fie un parchet bun pe jos, aer condiționat, să ai grijă de corpul tău, nu? Că cu asta câștigi bani, cu asta te ocupi. Bun, după să zicem că le avem pe toate, da. O facem la mine, sufragerie. Le avem, nu, tu deci ai trebuie să plătești pe banii tăi, da, sala așa. De dans. După care tot pe banii tăi vii cu mașina, îți iei de mâncare, de apă, de ce ai tu nevoie, să zicem, nu știu, de 4 ore. Că zicem că au fost 4 repetiții puse. Câte ore durează o repetiție? În 2 ore. Ce-mi place de Elena, că știe oricum răspunsul. Eu știu răspunsul, dar dacă le spun eu... E important că știe întrebarea, că de fapt despre asta e vorba. Dacă le spun eu, lumea poate, aha, hai mă, ai venit tu să spui aici, ești singura care vorbește. Știu foarte bine care sunt problemele. Adică asta înseamnă oricum cu plecatul de acasă, 3 ore. Deci oricum, e un program, pleci, faci, lucrezi, e efort fizic, lucrezi cu corpul tău. După ce ai coreografia gata, tu ești în continuă comunicare cu regizorul acestui clip în care trimiți filmări de la repetiții. Uite aici e bine, la. Filmează așa, stânga-dreapta, da, exact, de aici vreau aici să vină camera sus. Da, aici... adică, again, inputul coregrafului este aproape acolo, se leagă e mână coregie, mână cu o coregie, 100%, pentru că regizorul nu poate să înțeleagă... Cuvânt nou. Da, nu am auzit de asta, dar e mișto. Lasă așa, știi? Dar puteți să implementăm, știi? Am putea să implementăm, că poate fi un videoclip nu, există doar cu regizor și coregraf și ei nu vorbesc. Gen, regizorul are încredere în coregraf și zice, tu vino pe setul de filmări și cu ce vii aia e ok. Sau când e coregie, comunică. E index. Coregie. Ce bine. Așa. După care regizorul își dă ok, îi zice, da, asta e exact ce mi-am imaginat, mm-hmm. Este un filmul meu, bravo, Reng, ai făcut o treabă bună. Și la sfârșit scrie, regizat de tot. Dar nu mai vrem 10 dansatori, vrem 4. Nu, încă suntem în filmul în care totul se întâmplă cum trebuie. Ok, deci nici regizorul nu zice, stai că asta nu-mi place. Acum idealul. După care tot coregraful stabilește cu stilistul cum se îmbrace dansatorii. Deci, de unde vin hainele? La acest videoclip e un videoclip cu buget mare și avem stilist. Avem stilist. Deci, okay. Aveți stilist, ok. Nu, că de cele eu mai multe ori... cu toți ironia nu, și de cele... Frate, eu am pentru auzit... cei care nu știu, de cele mai multe ori dansatorii trebuie să vină cu hainele de acasă. Am fost la foarte multe videoclipuri la care a trebuit să-mi aduc jumătate de dulap și nu exagerez, pentru că în afara acolo. Faptului că vii cu hainele tale, trebuie să existe un stilist care să aleagă din hainele tale. Alegem din hainele tale. Ce om select. Ador asta cu... Și styling-ul cum se face? Alegem din hainele tale. Wow! Și atunci, efectiv, tu ca dancer, în ziua filmării, te uiți la dulapul tău, pui tot ce poți, cât poți să cari și deschizi acolo pe set și stilistul se uită și zice asta cu asta o să te port. Mai simți și prost. Cum te să porți așa ceva? Exact. Și investești în chestiile astea, că până la urmă este imaginea ta. Lumea trebuie să înțeleagă, ca dansator, trebuie să plătești să te duci la o sală de fitness. Trebuie să plătești să-ți iei haine, trebuie să câteodată vii cu machiajul de acasă, camera ready. Da, trebuie să înveți să te machiezi, să-ți cumperi. Deci, tu mi-ai dat seama că, într-adevăr, dansatorul arată foarte bine. Este o investiție foarte mare. Pentru că nu există niște norme, nu a existat până acum nicio asociație care să lupte pentru normalizarea asta. Băi, pentru... când zicem luptă, sună foarte agresiv. Okay, nu există bine, o asociație să care să ne spună să reglementeze... efectiv, adică încă suntem la... Noi nici nu măcar n-am început nicio luptă, de a fi măcar acolo, să zicem că suntem deja o armată și zicem... Am luptat până acum, dar nu în forma asta, pentru că știu foarte clar că am fost la foarte multe evenimente unde am zis, băi, nu mai mi-aduc hainele mele. Da, ăla și le-a adus, știi? Da. Și atunci, băi, stai un pic, că eu dacă vrei să vin, nu mi le aduc. Și a fost lupta asta
din punctul meu de vedere, ce am trăit eu, pot să vorbesc doar din experiența mea, a fost o luptă continuă, care nu a avut în spate o asociație, n-a avut o mamă, da, știi, ceva, n-a avut coeziune cu alte persoane, da, să da, așa e, facă așa o schimbare. De-aia probabil zic acest cuvânt luptă, dar pentru cei noi da, în industrie dansator, sunt, hai să adică, schimbăm ca să înțelegeți că e, de fapt, să fii coreograf, e șmecher să fii coreograf, un pic mai bine. Da, da, da. Așa, și ca să încheiem procesul pregătirii unei coreografii la un videoclip, ajungeți la setul de filmare în ziua respectivă, unde tu ca și coreograf stai de dimineața până seara, la fel ca oricine altcineva de pe set, ca să te asiguri că artistul se mișcă, că se simte bine, faci foarte multă muncă psihologică, de fapt ești un terapeut toată ziua pe acel set, ca să te ocupi de cât vibe-ul dansatorului, să te ocupi de cât vibe-ul artistului, să se miște bine, să nu-i cadă fața, să nu-i scadă energia, să merge la la. Întrebare, cât este o zi de filmare? Pentru tine, pentru Emil Rengle, ce înseamnă, câte ore are o zi de filmare? Ok, Emil Rengle și-a învățat lecția. Emil Rengle nu mai merge la nicio filmare unde nu spune la ora, deci după 8 ore, eu am plecat. Nu există. În 2020, vă spun sincer, nu există un videoclip care să se filmeze în 8 ore. Nu există. True, nu există, da, nici măcar în 12 ore. Nu există. Nu pot acum să mi-amintesc să vă spun orice videoclip vedeți voi acum care rulează pe TV, oricare, nu a fost filmat sub 12 ore. Dacă durează mai mult, cer bani de... Nu există la noi. Stai, nu știu ce vreau să te întreb. Nu există la noi. Știe că la orice să ieși acum... Stai puțin, tu mă întrebi, gen, ceri bani în plus la extra ore ce ar fi normal? Nu, în primul rând, nici măcar nu se pune problema așa. Normalitatea ar fi așa. Ok, fii de coreografie, că eu creez o coreografie pentru tine care ți-o vând. Va deveni proprietatea ta, coreografia mea. Și asta e odată un fi. Fii înseamnă onorariu. Da, că să nu crede cineva că să fie... Fii înseamnă onorariu. Onorariul este odată, deci ar trebui, asta e normalitatea. Suntem pe lista cum ar trebui să fie. Îmi cumperi coreografie. Eu stau, gândesc, creez o coreografie și ți-o dau. Punct. Nu fac repetiții. Ți-o predau, adică repetiții. Mă plătești pentru aceste repetiții ca eu să vin și să depun efort să te învăț această coreografie. Nu doar ți-am filmat-o și ți-am trimis-o. Vin să ți-o predau ție și dansatorilor. Deci asta ar costul numărul 2. Da. Costul numărul 3 este prezența la videoclip și de aici, bineînțeles, intră și la setul de ziua de filmare, setul de filmare, intră orele în plus. Adică tu spui, vin 4 ore, cât se filmează cadrul cu dance story, că în rest beauty-ul tău nu mă interesează, nu e treaba mea să fiu acolo să văd dacă zâmbești sau nu în videoclipul tău. Deci îmi spui ce ore, îmi dai brief-ul de la regizor și spui între ce ore și ce ore, nu există ceva. Între ce ore și ce ore se filmează cadrul de dans, nu se știe. Toți se stau la ora dimineața. Când începem până terminăm. Și stăm toți, gașcă, până la final, dar nu știm ordinea filmărilor. Cadrelor și la final acolo, da, într-adevăr, introduci... Asta dacă nu se filmează 3 clipuri în acea zi. În România nu aș face. În România se zice, avem și noi 500 de euro. Așa începe. În banii ăștia faci tu coreografia pe care parte vrei tu și aduci tu. Și ne-am gândit să nu mai luăm catering și așa, nu poți să gătești ceva, nu știu, da, dar exact, tu gătești, ai pe asta niște chestii. Există pauze? Stai puțin să vă explic un mai amuzant, care mi s-a întâmplat săptămâna trecută, vineri. Deci eram pe drum spre mare, asta este cea mai, adică, cum să zic, așa ceva, de mult n-am mai întâlnit nici eu asemenea problemă. Mă sună cineva, un număr necunoscut, răspund. Și aud în telefon. Alo, bună, avem și noi nevoie de tine la un videoclip acum. Și eu zic, poftim. Acum. Mă gândeam, cine face mișto de mine? Poate am și întârziat deja. Acum, de tine la un videoclip acum. Dar era foarte speriată, foarte stresată, dar nu înțelegeam, e o glumă. Și zic, bă, uite, fii atent, calmează-te. A pierdut un pariu. Prezintă-te și spune-mi ce vrei de la mine. Da, scuză-mă, într-adevăr sunt stresată. Deci mă numesc... Parcă Ana Maria o chema. Mă numesc Ana Maria și am avea nevoie de tine la un videoclip acum, sau dacă nu poți tu acum, să ne trimiți niște băieți. Și eu zic, asta sunt niște băieți când sună poliția. Acum eu sunt pe drum spre mare să mă relaxez. Acum zic, mănânc, dacă tu muți ziua de filmare, putem să vorbim despre ce va fi. Și ea,
Nu, noi suntem la filmare. Cum? Suntem pe setul de filmare și s-a oprit totul. N-avem încă regizor și cameră și astea. Gândi că ar fi bine, ar da bine că ar vrea cu niște dansatori. Așa ceva, într-adevăr, n-am mai întâlnit de mult. Adică la nivelul acesta, cum oamenii erau... M-am gândit doar după ce am închis telefonul, gen, acești oameni, efectiv, stau acum la pe set. Și tu trebuia să le zici așa. Și seama, bă, nu ne iese clipul, nu e mișto. Hai mă să sunăm niște dansatori, să sunăm pe rengle. Frate, da, au luat numărul tot de undeva. Tu trebuia să zici, bine, stai că îți trimit contractul acum pentru timpul meu pe care îl irosesc, să găsesc dansatori unul, nu? Că până la urmă și chestia asta, că nu sunt manager, nu sunt întâi. Când cineva îți cere, asta e o altă chestiune, având în vedere că eu sunt coregraf, da? Și de multe ori lumea mă sună, am și eu nevoie, nu mă sună pentru serviciile mele, am și eu nevoie de niște dansatori. Și atunci le expun, bă, frate, știi care? Nu sunt agenție de dansatori. Simplu. Unii, hai că vă știți între voi. Unii înțeleg, majoritatea nu. Așa sunt, mamă, dar ce rău ești, ce arogant. Te-am sunat și eu să mă ajuți. Bă, dar ajutorul ăla, stai puțin că eu muncesc. Ia ajută-mă și tu pe mine cu niște bani. Exact. Bravo. Notat. Da, deci, exact. Ca să înțelegeți. Băi, știi ce? Uite, sunt la Mega. Bă, scuze, sunt la... nu știu, avem voie să dăm... Nu știu. Facem ce vrem. Facem ce vrem. Da, până nu sponsorizau ușa în putânce și, de Mega. Uite, vreau să-mi iau o pereche de role, dar nu mai am bani. Nu m-a ajuns pe mine cu încă 300 de lei. Și îți găsesc 3 dansatori, 4, 5. Haz de necaz, oricum. Mult haz de necaz aici, la acest capitol, dar... Da, reglementări și... Da. Tot îmi place faptul că suntem pe vibrația asta de haz de necaz, dar că și începem să facem ceva, lucruri, da. Nu... Și am început deja, să știi. Uite, n-am apucat să vorbim cu tine de asociație, dar deja am pus în mișcare niște chestii. Am menționat din ele cum ar fi campania de cesiuni. Am făcut asta un documentar despre care voi. Să mă câștigi, dacă mă câștigi, îți semnez intrarea mea. Stingere, am vrut să folosesc un alt cuvânt, dar nu mi-a mai venit cuvântul. Stingere, intrarea mea în asociație. Deci spune, fă piciu. Eu am crezut să ne-am câștigat de la campania de cesiuni. Ai cesionat vreodată drepturi de autor? 100% da. Bun, vrei să cesionezi 50% da de mâine? Vreau să nu mai cesionez. Ok, ar trebui să încurajezi și să... Da. Va trebui să te alături campania noastră de informare privitor la cesiuni. Ea deja există, urmează doar să fie lansată în câteva zile. Când se va difuza podcastul ăsta, ea probabil va fi deja lansată. Da. Hai să vorbim despre ceva ce-l doare pe Emil. Tu deja ne-ai povestit niște probleme. Eu îți pot spune că asociația... Nu că e muze, nu că suntem noi. O asociație poate face asta, poate crea norme și chiar asta vrem să vorbim. Tu ne-ai zis care e scenariul ideal. Da. După care ai dat un exemplu care n-a sunat tocmai ideal. Aia cu care aveți noi nevoie de niște băieți mai acum. Apropiat de realitatea în care trăim acum. Noi putem crea împreună niște norme. Dacă noi stabilim că nu vrem să stăm mai mult de 8, de 10, 12 ore pe set sau că dacă stăm mai mult, cerem extra, da? Extra fi. Sau că mergem pe set și nu mutăm mobila cum a pățit un coregraf de la noi și nu venim cu hainele de acasă și nu mai zic, sunt foarte multe exemple, nu aducem noi pizza, mă rog. Când avem deplasări, un concert, poate ni se asigură și nouă niște condiții normale de cazare, de logistică, de schimbare, de nu mai vorbim ori, de a te schimba în spatele barului, exact. Și alte porcării. Noi putem de mâine, creând acest egregor a industriei noastre, să schimbăm lucruri. Și nu e greu, e suficient să stăm la aceeași masă, da? Cu toți dansatorii, toți coregrafii. Fraților, de mâine nu mai mergem, mă, frate, pe 500 de euro să facem și coregrafie, să și dansăm, să ne și schimbăm, să ne și machiem, să așezăm și camera unde trebuie și după aia și montaj eventual. O mică paranteză. Tot că timpul ai deschis. Scuze-mă, Ana, spune. Doar dacă toți suntem la capitolul, suntem noi așezați la o masă? Fac o invitație către toți dansatorii care au cetățenie română și lucrează pe teritoriul României. Vă rog frumos, dacă tot facem asta, join. Și nu numai, dacă aveți activitatea în România. Împreună putem să facem ceva ce ne va ajuta pe noi toți, dar doar împreună. Dacă eu cu încă 10 azi refuz, dar tu mergi și o faci, ai stricat tot. La sub piață, la, nu știu, la preț de dumping. La, efectiv, da, doar pentru că crezi în acest, care este o mare capcană cu fă-o pentru imagine, fă-o pentru apariție, nu există așa ceva. Pentru expunere. Adică aici, îți știi valoarea, ce faci. Da, aici intră și expunere, în dezvoltarea personală a oamenilor în care iubește-te un pic pe tine și respectă-te înainte de orice ai face, tu ești pe primul loc, fă asta pentru tine. Da, asta era, invitația super, mea era... Super, respectă-te. Da, exact, respectă-te întâi pe tine
ca apoi să fie respectat de către ceilalți. Și dacă noi toți ne respectăm pe noi și nu vorbim de nu știu, că am inventat noi acum că vrem, nu știu, să avem o regulă că doar sushi mâncăm. Nu! Vrem să mâncăm la 8 ore de când punem efort. Normal. E ceva normal. Să avem o pauză. Să da. Da. Asta e momentul, într-adevăr, dacă se întâmplă asta, join this energy, este startul unui nu știu, unei ere noi create. Normal. Da. Create de noi, normalizare. Către normalitate. Wow. M-am pierdut un pic în cuvinte. Înțelegeți ce vreau să spun. Let's do this. Normal, asta e efectiv. Greu. Let's go together. Asta e, e vibe-ul. Putem să facem foarte multe lucruri. În primul rând să creăm aceste norme și să căutăm normalitate și să o explicăm și altora. Nu să te duci tu să te ceri cu Ana Maria sau cu cine te mai sună, să zică că ești arogant, că n-ai vrut să o ajuți, că sunteți prieten de 5 minute. 3 secunde. Da, 3 secunde de la 2 telefoane în instanță. Ci efectiv să avem o asociație, un corp mai mare, care explică regulile, le pune pe site, face campanii de informare, se duce, vorbește cu aceștia. Băi, oameni buni, uite, știți cum e? La noi în țară doar pizza vine în aceea zi și poate ambulanța, da? Hai să nu sunăm coregraful la ora 4 de pe set, că știi, vrem și noi să facem o coregrafie, că s-ar putea să nu livreze. Și o să te super pe el că n-ai înțeles. Dar uite de ce nu livrează. Da? Care de făcut niște lucruri până evident acolo. Există, că vreau să fac și precizarea asta. O să existe tot timpul oameni care vor face chestiile astea. Dar nu, din punctul meu de vedere, nu sunt oameni profesioniști sau care au ajuns la un nivel mai mare. Ca să te afirmi și să intri oameni într-o industrie. Oameni care să strice piața, la asta te referi? Dacă vrei să o numești așa, să strice piața, până la urmă, eu dacă mâine sunt un coreograf care vreau să mă afirm și nu sunt la nivelul tău și știu că nu sunt la nivelul tău, cum ai zis și tu, dacă sunt din Cluj și nu mă știe nimeni, hai să-ți arăt ce pot să fac. Da, la nivel și, aici, Elena, da, la, se referă la faptul că nu am expunerea. La, încă. Sunt începător, nu am expunere. Normal că o să accept acel job, dar și este ok. Este ok să accepti joburi din punctul meu de vedere. Eu consider că este ok să faci și compromisuri din astea, dar până la un anumit punct. O faci odată, o faci de două ori, ți-ai format o bază, vrei și tu la un moment dat să fii respectat. Trebuie să existe un loc care să-ți permită chestia asta să fii respectat. Da, uite, nu o să putem să oprim noi acum, băi, nu te duce pe 100 de lei da, la corect, nu știu ce, nu că până la urmă nu știu, altora, 100 dar... de lei poate pentru mine e mult, dar dacă tu știi că te respect și ești un coregraf, dansator, cântăreț și știi valoarea, haide poți, să ne unim și să creăm aceste norme. Sunt și nu sunt de acord, fiindcă tu poți să creezi un plafon minim. Da? Pentru oamenii care sunt în asociație. În asociație evident. Sunt oameni care, membrii asociației, sunt profesioniști. Ok, dar și pentru cineva care e începător, tu, ca asociație, poți să setezi un standard. Nu evident. Mergi sub 100 de lei 100%. Și nu-și cedezi drepturile. Uite, de exemplu. Uite, vă dau un exemplu foarte asta. Bun, că e foarte nu comercial. SAG. Da, SAG-AFTRA. Așa, adică aceeași, cumva, modelul asociației. Da, asociația din state. Din state. A făcut super shaming către managementul lui Beyoncé acum un an. Okay. Efectiv, public, pe Instagram, pentru că au dat niște anunțuri cu prețuri sub piață de câteva sute de dolari pentru o zi întreagă de filmare. Iată. Pentru că, efectiv, au făcut această greșeală care la ei nu este permisă. Și ei automat au postat pe Instagram și a fost viral și pentru Beyonce, câteva zile. Nu e cea că e vorba de ieri. Beyonce. Și în loc să lumea să o perceapă gen, mamă, normal că mă duc să apar la Beyonce, nici nu vreau bani, lumea a perceput-o lumea din mare asociație. Greșeală. Nu faci asta, sunt nu faci asta, dar respectiv investiția acolo. Again, ca să înțeleagă lumea din asociație. Pentru da. Că, uite, am fost chemată la clipul Justin Bieber pentru 100 de dolari, dar nu eram nu erau oameni. Da, nu, că și acolo este la fel, să nu credeți, există chestia asta, dar nu eram ei nu au chemat oameni din asociație din SAG. Înțelegi? Pentru că nu ok, dar aici ne rovim de o altă problemă. Atunci ce facem? Noi ne înscriem câțiva în asociații și ăia care nu se înscriu îmi fac joburile? Nu există. Noi setăm niște norme pentru profesioniști. Setăm niște norme pentru profesioniști. Exact. Aici am vrut să ajung. Aici te va face exact clar și diferența între oamenii care prestează calitate, profesionalism, înțeleg, sunt educați și trec prin niște norme de profesioniști și între oamenii care nu fac asta. Sau care sunt la început și încă nu știu. Sau... Da, dar asta cu începutul, uite, e benefic și pentru începătorul asociației. Știi de ce? Pentru că, de fapt, începătorul, de ce acceptă? Că nu știe cum trebuie să fie altfel. Păi,
cineva trebuie să explice. Nu există informare, noi dacă exact, explicăm... Exact, și atunci începătorul poate să pună pe telefonul angajatului pe care îl plătim din banii pe care voi faceți exact. În art. Da, aia, 4.000 exact. De lei da, pe, există pe lună, un om după un an. Și va exista, va sunt 100% exista. Convins, la care când sună și zice eu sunt cu Tărică din Cluj-Napoca, coregrafez un clip și habar nu am ce trebuie să... Ce? Să nu se înțeleagă greșit că mă poate asta s-a înțeles. În asociație, noi în asociație primim și, și oameni care sunt la început de drum, evident. Da. Nu, nu poți să-i privezi de chestia asta. De... Special nu te ajută acum, că după aici că te întrerup. Nu, nu, nu putem să-i privăm pe oameni de aceste beneficii pe care asociația le oferă. Dar... La ce mă referam cu, cu artiștii care sunt la început de drum, ei nu sunt profesioniști. Ca încă. Să dobândești experiența de profesionist, trebuie să înțelegi un pic industria și nu poți să vin... Nu știu, poate intru în niște detalii. Nu pot să vin într-o... Am făcut un job și acum vreau să-mi dau cu părerea despre cum ar trebui să meargă industria în România. Evident, pentru că... evident. Ăla e un, să zicem, junior membership, dar tu, tu până la urmă, ai datoria să creezi un cadru normal pentru omul ăla. Exact, să știi omul ăla înspre ce să se ducă, că și în, și în, și în state este la fel. Ai union și non-union. Uh-huh. Oameni din Uniune și oameni care nu sunt în Uniune. Ca să fii legit, ca să fii... din Uniune. Nu, ca, ca să fii... cum se zice? Nu mă ajuta. Ca tu să fii numit profesionist, trebuie să faci parte din Uniune. Și atunci scopul tuturor artiștilor este să ajungă în această Uniune. Înțelegi? So... Bine, noi de-abia adică, punem primele cărămizi. Da, adică ei deja mai sunt în felul acela în care da, deja dar sunt nu și mai e atât care de ușor fac... să intri. E, nu, e foarte, e foarte greu, adică foarte la, restrictiv. Noi acum ce pornim este haideți și voi cu noi. Exact, la nivelul SEAG, unde poate o să ajungem vreodată, nici dacă ne dorim să fim atât de selectivi și cine știe ce rezoluții vor fi până atunci, ăla e deja un nivel de elită. Băi, dacă ești în SEAG, e clar că din asta trăiești și știi foarte bine ce se mănâncă. Noi suntem la pasul în care am preferat ca în asociația asta să fie oameni profesioniști care sunt din industrie. Nu trebuie să fie doar spuma sau, mă rog, crema acestei industrii, că o să fim prea puțin ca să schimbăm lucruri. Iarăși, cine este foarte busy și e foarte, foarte înfipt în industrie, are mai puțin timp să se implice în chestii de genul ăsta, care sunt de activism și așa mai departe. Deci, evident că trebuie să avem și oameni care mai au și un pic de timp liber și evident și ei energie de schimbare. Da, sper că nu s-a înțeles că încurajez chestia asta. Dacă ești la început de drum, trebuie să faci orice. Nu știu, eu din punctul meu de vedere nu încurajez chestia asta, că poate tu ai impresia că am zis băi, dacă ești la început de drum, nu știu dacă s-a înțeles asta. Fiind la început de drum, da, nu trebuie să cedezi drepturile, trebuie să știi care sunt normele acelea. Nu te duce pe set pentru 50 de lei să stai 8 ore, că uite... Asta este astea sunt normele pe care le-am făcut noi, cei din asociație. Da. Atunci ai și tu un termen de comparație. Exact, știi? Pe asta, exact asta, asta e de fapt concluzia pentru începătorii. Până nici, uite, de exemplu, am văzut, când am văzut postarea asta făcută de către cei de la SAG-AFTRA, da. Din state, scriau care sunt, au pus anunțul cu câteva sute de dolari la zi de videoclip, nu știu ce, fără repetiții ala, și, și după ce au explicat care este minimul pe care trebuie mers și de ce au făcut acest anunț. Foarte lucru tare. Pe care l-am învățat și eu cu acea postare. Asta se va întâmpla și cu această asociație care îți explică pentru cineva care nu știe, nici eu nu știam, nici eu nu știm, de unde să știi? În dacă nu îți spune cineva, dacă nu te învață cineva cum merge treaba, ca cineva exact. Care are experiență. Trebuie să ai informație. Asta încercăm să facem cu podcastul de acum. Să oferim acea informație care lipsește din industrie. Tu după cât timp ți-ai dat seama exact în ce industrie ești și cu ce se mănâncă toate lucrurile? Că bănuiesc că vorbim de niște ani. Adică de la ce înseamnă un contract, ce drepturi ai, ce înseamnă normal, ce înseamnă ore de filmare, dar, extra fiș și așa mai departe. Dar foarte sincer că nici acum nu știu 100%. Adică nu e ca și cum eu acum la masa asta, eu sunt cel mai fericit că se întâmplă acest lucru și că voi învăța alături de colegii mei artiști, de fapt, care sunt drepturile okay. mele. Și da, vorbesc de la un nivel în care poate voi ați crede, băi, mi l-a făcut sute de clipuri, a apărut în zeci de clipuri, are piesele lui, filmează clip, adică clar știe. Nu, nici eu nu știu încă. Șeful la dans? Da, să cânte prințesa. Pare gen.
Dar, într-adevăr, eu doar în timp și cu experiență am putut, pentru că a trebuit să trec prin greu, eu, personal. Okay. Pentru că nimeni nu știa, n-aveam cu cine, n-aveam de unde să știu, n-aveam cum. Da, noi acum putem oferi celorlalți exact această informație. Putem să facem acum. Putem chiar să dacă ajutăm... a fost obținută greu, n-avem de ce să fim egoiști. Adică să-i lăsăm să intre într-o lume normală. E în ajutorul nostru să facem asta, căci până la urmă să țin aceste lucruri secret nu ajut cu nimic decât stric, adică alimentez acea gândire de care noi tocmai că vrem să scăpăm și anume exact. Țin-o pentru tine. Da, individualismul ăsta nebun. Individualism de care nu mai nu există. Cu generația asta nouă care a venit și cu tot ce se întâmplă global, eu pur și simplu accept faptul că ne schimbăm cu toții realmente celular, ca oameni și ca gândire și ca mentalitate și ori vrei să faci parte din asta, ori dacă nu vrei, va trebui cu timpul, pentru că... Să vrei. O să ajungem pe acolo. Tot o să ajungem acolo. Acolo. Da, exact. E greu cu pionierii, până la urmă, ca în orice domeniu. Cei care, nu mai zic se luptă, dar cei care își doresc chestia asta și zic, băi, noi așa vrem să fie. Da, vii cu noi sau vii cu noi mai încolo, ok, nicio problemă. Dar o să fie o postură nasoală pentru cel care va beneficia de toate chestiile astea și va și el după un an, ok, hai că mă înscriu și eu. O să simtă că n-a participat. Adică, de asta tot insist. Hai să ne mobilizăm. Ori o facem toți, da? Ori o să fie foarte greu să o facem până la urmă. Exact. Chestia aia cu voi oricum schimbați nu se aplică. Că noi schimbăm, dar dacă tu nu ești la masă și eu mă apuc de mâine să negociez eu ca asociație cu toți regizorii și toți producătorii, băi, nu știu, ziua de filmare, cred că ar fi ok să aibă 18 ore și cu o pauză de 10 minute de masă, da? Poate nu o să-ți convină. Poate e bine să vii cu noi la masă și băi, ești pe ciuperci 8 ore, 10, nu știu. Deci te-am convins? Că Răzvan vorbește și, mult. Am și uitat că trebuia să mă convinc și eram, eu deja țineam speech de haideți și voi. Observat. Bun, acum trebuie doar să ieși astea două tigăi. Ne ține foarte mult timp deci, cu... Poți să faci și coborul cu tigăile astea. N-am avut timp să ne vedem din cauza pandemiei. Cererea este aici în mâna mea. O voi semna, sper să fiu acceptat. Da. Ai citit-o? Și, știu că a fost aici pe masă când ne-am fofilat. Eu cer de adeziune, vezi? N-ai citit-o. Păi scrie exact ce mi-ați spus mai devreme. Îmi scrie efectiv care este taxa de adeziune. Hai că n-am început cu aia. Și faptul că îmi doresc să fac parte din asociație. Păi, să ader la asociație, ceea ce îmi doresc 100% și îmi doresc ca să nu fiu singurul. Îmi doresc să fim cu toți, toți artiștii să aderăm la această asociație și să facem echipă. Eu mereu am înaintat și am mărșăluit pentru chestia asta. Împreună putem să facem mult mai multe decât singuri. Unde-s mult puterea crește, 100%. Și în legătură cu asta, la fel, cred. Va trebui să îi zicem sloganul nostru. Ascult, sunt curios. Pur întâmplător. De azi construim împreună. Superb. Așa că de azi construim împreună. De astăzi construim împreună. Yeah. High five in the air. High five de pandemie, știi? Vă rog frumos să vorbiți voi un pic că eu, mi-e foarte greu să mă concentrez, să vorbesc și să scriu. CNP-ul tău este. Bam și vreau acum semnătură la final. Ok, am vorbit de aspirant, schimbări. Aspirant, mă numesc aspirant. Ești aspirant până se aprobă acea cerere de adeziune. Absolut superb acest cuvânt. Da. Este superb, îmi place mult cum sună. Aspirant. Deci două cuvinte noi. Aspirant și... Egregor. Egregor. Fiindcă am lămurit, coregie există. Da. Se scrie cu liniuță. Dar se scrie și legat. Până și asta. Ceea ce ar fi foarte mișto dacă tot există, ca în momentul în care un coregraf într-adevăr participă ca și coregizor la un videoclip, să apară acest lucru ca fiind coregie. Asta e o chestie pe care am putea să o reglementăm. Acum câțiva ani, după niște lupte seculare, am propus mai multor indivizi din industrie. Am propus să menționeze numele regizorilor în videoclip. Pentru că regizorii care nu beneficiau de drepturi de regie pentru videoclipuri n-aveau cum să justifice că alea sunt clipurile lor, pentru că foarte mulți ani nu prea se semnau contracte sau le semnai, le pierdeai că era clipul vechi și așa mai departe. Și efectiv nu aveai cum să demonstrezi că e proiectul tău. Că nu veneai cu brutul la cineva să-i arăți, uite, ăsta e proiectul meu. Da. Aici vorbim de niște asociații care colectează drepturi de autor. Și atunci, ca să facă dovada pentru videoclipurile unde nu erau contracte, s-a reeditat totul și s-a pus numele regizorului. Adică acum pe YouTube în mare parte așa apar. Da. Și a devenit o practică. Eu aș propune, și nu știu câtă lumea să mă înjure, mai ales dintre cei care fac montaj la clipuri, dar eu aș pune și numele coregrafului.
100%. Mi se pare esențial. Dar este până la urmă, dacă tu îți dorești un videoclip cu creația unui coreograf... De ce să nu... Da, adică da, respect. Laudă-te că, respect. Laudă-te că ai lucrat cu Rengle da, și nu da, cu da. Ionica care a făcut două clipuri toată viața. Că ați făcut echipă, despre asta e vorba. Tu apari, e imaginea ta ca artist, ca label, ca management, ca orice... Și asta e echipa cu care tu ai lucrat și ai făcut acest masterpiece, nu? Da, te sună cineva după aia, auzi, nu share-uiești și tu clipul că a ieșit? Swipe up. Da. Trebuie făcut network-ul ăsta. Ce sfat ai pentru cei care... Vezi că nu sunt ale tale încă. Nu sunt ale mele, nu. Ce sfat ai pentru artiștii la început de drum? Că tot am vorbit de ei și de... După această conversație, sfatul meu către voi este să nu vă pierdeți pasiunea, chiar dacă vă loviți de probleme precum habar nu ai cum să faci un PFA și să facturezi pentru serviciile tale. Nu vă pierdeți, pentru că acum 10 ani da, era mai greu, acum nu o să fie atât de greu, acum există ajutor prin muze, de exemplu, și again, mă bucur că eu am ocazia să vorbesc despre asta, pentru că pot să nu știu, să extind informația platformei mele, că de fapt și eu nu știu de aceste lucruri pentru că nu a fost cineva să vorbească. E fix cum a fost cu coming out-ul meu, știi? Eu mi-am făcut coming out-ul la un dat în România pentru că îmi doream să fie cineva care să le spună altor băieți care trec prin asta sau tineri sau oameni sau vârstnici că e ok, pentru că eu la vârsta respectivă nu știam. Nu aveam un exemplu. Tot o chestie de inovație. Dacă exact, adică este, e pur și simplu să mai existe cineva să zică, bă, și eu ca tine, și noi suntem artiști, suntem aici, putem să ne ajutăm, putem să dăm sfaturi, putem, adică... Corect, putem să așa se creează o mișcare până la urmă. Exact. Noi ca artiști ne lipsește aceasta, suntem mereu crescuți în competiție. Și e mentalitatea, adică da, ce vreau, de fapt, că era vorba de un sfat către voi, sfatul era, e ok competitivitatea, este un lucru sănătos, de multe ori, mai ales în performanță, dar joacă-te un pic cu ideea că noi suntem toți o echipă, noi artiștii suntem de fapt un gang. Când toți luptăm pentru același scop și joacă-te un pic cu ideea și hai să vezi cum o să se schimbe percepția asupra lucrurilor și cum, de fapt, o să realizezi că împreună putem să facem multe lucruri. Asta este sfatul meu. Sper să văd cât mai multe creații fantastice de la stai că n-ai scăpat. Cam și o întrebare pe care cred că o să o reptăm fiecare podcast, fiindcă așa apar idei foarte multe și foarte bune. Dacă mâine ai fi președintele industriei artistice, creative, care ar fi primele trei lucruri pe care le-ai schimba? Oh, ce întrebare grea. E cu soare. Multă presiune. Până se gândește, no, minute, te lasă să te gândești. Fix așa, nu rămâne ca un statement că dacă mâine chiar ajungi chiar președintele industriei, trebuie să faci asta. Nu trebuie să mai mă gândesc. Unu, educație, informare, adică efectiv băgat sistemul de educație, de învățământ. În momentul în care știe copilul, nu, eu am, de exemplu, am mers la gimnaziu de artă, am cântat la chitară de la vârsta din clasa a 5-a. Eu, deci, adică sistemul de învățământ este foarte prost făcut, foarte prost, adică nici măcar nu vreau să o cosmetizez. Eu în clasa 9 învățam matematică din asta când eu deja de 6 ani sau de 5 ani am decis că vreau să fiu artist și să cânt la chitară. De ce? De ce nu m-am învățat cum trebuie să vând piesa compusă de mine la chitară? Sau măcar și asta, dacă nu doar asta. Știi? Deci primul lucru, sistemul de învățământ, educare, informare, maxim m-aș concentra pe treaba asta. Pe locul 2, probabil că s-ar afla reglementările de prețuri, adică valoare minime, artă, minim. Cumva, da, pentru că e greu să pui... Ok, și cât costă o coreografie? Este un concept? Chiar există un cuvânt? Da, e abstract. Da, adică ce înseamnă? Care e efortul? Și aș munci un pic la treaba asta. Ce, cât costă? Pentru ce plătesc, de fapt? Care, să se înțeleagă, să fie clar. Omul să înțeleagă de ce ăla cere atâția bani și de ce eu merit acei bani. Iar pe locul 3 ar fi, bineînțeles, tot, bineînțeles, din punctul meu de vedere, tot felul de... nu evenimente, chiar asociații, grupări precum acesta în care să încurajez și mai mult tinerii artiști să facă ceea ce pentru ceea ce au venit de fapt pe acest pământ, chemarea lor. Că da, e important să vorbim foarte mult despre părțile astea contractuale și tot ce vorbim aici, drepturi, dar să nu uităm că fiecare artist e un Dumnezeu acolo în corpul lui și a venit cu un mesaj pe care de fapt tot ce își dorește de-a lungul vieții este să-l scoată din el, să-l transmită prin arta lui. Da. Asta este menirea fiecărui artist pe acest pământ și pe lângă
cei care poate lucrează la un calculator, și acel artist trebuie să mănânce, să aibă bani. A venit cu o misiune diferită față de a ta, dar este la fel de importantă precum a ta. Și atunci aș merge mult mai mult pe încurajarea, în loc să le iau aripile. Uite, am un exemplu și o să închei cu asta. Un părinte, de obicei, dacă are un copil care e slab la matematică, dar îi place foarte mult dansul, un părinte, în momentul de față în România, o să îl ducă la ore în particular de matematică pe acel copil. Da, da, da. Așa e, da. Din păcate. Pentru că se gândește, mamă, dacă copilul mă știe matematică, în loc să zică, a, îți place dansul, nu știu matematică, hai să mergem full la dans. Pentru că pare că dansul și, în general, arta nu-ți oferă o chestie recurentă, exact, ca venit. Asta e frica. Pe baza motivației părintelui este frica că copilul meu va ajunge artist și încă este tabu. By the way, uite, că artistul moare de foame. Dacă n-ai făcut un copil ca să-ți plătească chiria, lasă-l să învețe, lasă-l să vadă ce își dorește, adică nu-l limita. Poate el nu vrea să fie de responsabil, să zicem. Poate de boem încă nici nu trebuie să trăiască din chestia aia. Dar hai să fim serioși, și astea sunt niște meserii. Chiar dacă noi ca artiști nu vrem să sunăm ca niște meseriași angajați sau mai știu eu ce, sunt și niște meserii, da, care ne asigură un nivel de trai. Trebuie tratate și în felul ăsta. Dar super, la noi, exact super, cum ai zis tu, e frica asta, o vrea să fie artist. Gata, moare de foame. Gata. E discuție în familie. Asta e nostru mic, vrea să fie artist. E rău. A nebunit. E rău, da. Ok, foarte, da, foarte... Cică, e foarte modest Emil. El și că n-a fost pregătit, știi, wow, câtă presiune. Dar a explicat foarte clar ce trebuie făcut. Artistul, domne, se simte, se știe. Vă mulțumesc din suflet mulțumim pentru mult invitație. Pentru, și noi îți mulțumim. În primul rând că ai acceptat și doi că ai moderat aici foarte sunt, bine. Aici sunt. Abia aștept să facem lucruri frumoase. Guys. Și acum o surpriză pentru Emil, care nu știe, noi deja am făcut niște lucruri de care se bucure și el. Ți le povestim acum după. Perfect, let's go. Artă pe hartă. Podcastul artistului român.